Deputatul Hunedorenilor nu pleacă nici de această dată în concediu. Anunțul a fost făcut astăzi de Carmen Hărău, care a precizat că în această vară se va ocupa de problemele locuitorilor, pe care va încerca pe cât posibil să le rezolve. Am în această perioadă program de audiență, ca să zic așa, prelungit și multe zile din săptămână, pentru că, după cum dumneavoastră știți, lucru făcut, munca depusă de parlamentari este la București. În ultima perioadă lucrăm de luni până joi inclusiv, rămâne timp foarte puțin și conducerea națională a Partidului Național Liberal m-a solicitat peste weekend destul de adesea în țară pentru discuții cu cetățenii pe probleme economice. Mi-era dor să mă întorc între hunedorenii mei, au o mulțime de probleme, le voi colecta pe toate și vara asta vă promit, dragi prieteni, că nu o să fiu nici o zi plecată în concediu. Sunt acasă toată vara pentru că vreau să suplinesc perioada lungă în care nu m-am întâlnit atât cât mi-aș fi dorit cu hunedorenii. O să puteți, de altfel, să vedeți în cadrul programului de audiență și pe domnul primar Viorel Arion. Domnia sa știe din proprie experiență că foarte multe din problemele cu care cetățenii vin inclusiv la cabinetul deputatului sunt probleme care intră în atribuțiune primăriei. L-am rugat și are de fiecare dată amabilitatea să răspundă solicitărilor deputatului Hunedorenilor, să încercăm că după ce am colectat problemele cetățenilor să rezolvăm o parte cât mai mare dintre ele și să astfel încât hunedorenii să fie mulțumiți de administrație, mulțumiți de deputat, mulțumiți de viața lor în Hunedoara noastră. În fiecare zi, hunedorenii vin în audiență la cabinetul parlamentarului cu diferite probleme la care speră să găsească rezolvare. La fel este și în cazul doamnei din imagini. Noi am venit cu o problemă în legătură cu vechimea din câmpul muncii. Am lucrat la fabrica de încălțăminte Corvin Hunedoara și nouă nu ni s-a acordat grupa a doua, cum s-a acordat la alte fabrici de încălțăminte din țară. Deoarece nu sunt în arhiva fabricii, înscrisuri, ca rezultat toxic pe vremea aceea. Și trăim cu speranța că ne ajută și pe noi să ne rezolvăm problema în legătură cu grupa a doua. Întrebați ce părere au despre alegerea deputatului Carmen Hărău de a nu pleca în concediu nici în această vară, oamenii au spus că este o hotărâre corectă, mai ales că își va aloca acest timp pentru a-i ajuta pe ei. Noi am știut pe cine votăm când am votat. O doamnă bătăioasă, o doamnă care ține cu oamenii, o doamnă care duce sarcinile de deputat la bun sfârșit. Toată lauda din partea, toți oamenii numai o laudă. Este a treia vară în care deputatul alege să nu plece în concediu și să rămână în oraș alături de hunedoreni.